Vai, ne-au scos deja și afară. Vor să ne testeze cum lucrăm aici. Iar dacă ne angajează, voi deja știți ce se întâmplă. De pe 12 până pe 19 iunie ne întâlnim cu toți abonații la Reina del Mar și Miramar. Vă așteptăm! Stați puțin, toate deja s-au apucat de treabă. Hai și noi! Mie mi-au acordat funcția de securitate. Eu voi păzi clienții hotelului nostru. Nimeni din afară să nu-i deranjeze și cei locali să fie cu minți. Apropo, și să nu uitați de codul de reducere pentru rezervări. Nelimi! Băieți, sunteți pregătiți? Da! Vai! Acum trebuie să cântăm muntele acestea de șezlonguri pe plajă. Și plaja este imensă. Și eu sunt responsabil de ea. Ce să zic? Pe mine m-a pus să coresc piscina. Dar nu înțeleg de ce mi-au zis asta. Piscina este curată în lacrimă. S-a îngrămădit un pic de tuns iarba. Oh! Și florile trebuie să reușesc să le sădiesc. Am văzut acolo ceva în apă. Atunci, băieți, pornim să păzim hotelul. Așa. Stai, dar în care poate să apucăm? Sau stăm mai bine pe loc? Și lalele, și zambile. Uf, cum începe? Pe aici era undeva. Cine aruncă sticla în apă? Sau poate vântul? Gata, mă duc să văd altă piscină. Da, am înțeles, venim chiar acum. Avem o chemare, avem o urgență. Imediat vin tractoarele, sunt drept nisipul. Este. Vai, ce drept am tuns iarba! Sper că o să le placă! Mă duc să stropesc florile. Grea e munca de securitate. Așa, doi pacienți i-am dus la culcare. Iar voi, fluiți! Mergem în alt departament! Noi vreau la și mai stăm! Să mai stați, altă dată! Hai, avem încă timp! Nisipul se vede de acolo din zare. Deci, marea nu este adâncă și va fi ușor să fiu salvamar. Acest șezlong și gata! Perfect! Stai să așa? Nu știu cum se mai desface. Așa? Ce interesant! Să fac așa la fiecare! A venit soarele! Următorul meu job este să am grijă de mașinile din parcare. Locuri avem destule, dar și clienți mulți avem. Și ultima măsuță! Așa! Tipsuri încă n-am primit, dar mai așteptăm. Vin o mașină, deschide repede! Deschid chiar acum! Wow! Chiar îmi place să fiu bătar! Ce scaune interesante! Sunt puse direct pe apă! Te relaxezi și apoi te scazi în piscină! Așa! Aici vom învăța toate modelele de mașini! Pe aici va fi picurătoarea, să aude să nu se usuce nimic. Echipamentul pregătit? Matei, dacă vezi că cineva se îneacă sau ceva se întâmplă în apă, să-l arunci acesta imediat, ok?
mai bine. Și la mine s-a încălzit perfect. Mircea, geamurile sunt curate. Adamanturile. Da, sunt curate, Melissa. Dar asta ce este? Saună, ortirin de fotbal. Mai degrabă este o sală de cinema. Avem și priveliște, adică televizorul ăla imens, dar și locurile pentru clienți. Ne mai trebuie ochelari 3D și este super. Da, priveliște este extraordinar. Wow! De la voi se vede chiar și marea! Dar ce stăm? Din clipă în clipă vin clienții! Haideți să pregătim zona de relaxare! Timpul se scurge! Aici așa încapă tot cea bună ce nu știu când e albina de amare! Da, de pe 12 până pe 19 iunie. Da, și atunci vom face 24 de ore cu toți abonații noștri. Stăm în saună, la cald sau la frig. Cât de bine este o saună răcoroasă! Dar ce faci cu gheața asta? Nu că nu are corp așa. Să o pui aici. Ce bine! Gata, am pregătit zona de relaxare. Da, faină idee! Relax și soare. Iar noi mă relaxăm. Ridicați-o mai ce zonguri. Mergem de foarte mici, vedem foarte multe lucru. Și dacă măcar un client se va plânge pe noi, ne vor concedia. Haideți. Tati, ca să muncim non-stop? Echipa de animatori deja s-au pregătit. Așteptăm clienții de pe 12 pe 19 iunie 2023, aici la Arena Del Mar. Vă așteptăm cu familia Melimi. Totul este funcțional. Oglinzile curate. Și cabinele de schimb la fel. Eu și asistentul meu așteptăm clienții la masaj. Eu sunt prima. Ia doi. Eu am doar două mâini. Dar eu nu vreau. Am avut experiență cu masajul vostru. Eu doar mă uit. Așa, mulțumesc, domnule asistent. Și începem masajul. Domnul asistent, ulei, vă rog. Mami, dar ce ceainic e ăsta? Mie îmi pare că este un robot. Privește câte butoane are. Lăsați vorba și haideți să muncim. Ia loc. Te relaxezi, dar te întorci invers pentru că facem la față masaj. Ce? Da. Cum? Așa bine. Așteptați puțin. Mulțumesc! Chiar așa e cu mult mai simplu. Vă place muzica de relaxare de aici? Da. Vedeți? Așa să faceți masaj clienților. Nu cu mine acasă. Trebuie să adunăm toată apa. Nu cumva să alunice clienții. Puneți cea galbenă. Să nu treacă pe aici clienții să mă alunice. Repede! Pentru orice eventualitate, le punem și un semn, ca să nu alunece pe podea. Iar eu voi avea grijă ca regulile de comportament la piscină să fie respectate. Apa este caldă! Dar trebuie să gândim, că și ne așteaptă la alt departament. Toate hainele noastre sunt acolo! Sunt grea nouă! Super! Ne-am dat și cu centrului spa! Am zis că ne-am descurcat din inimile! Hai, hai la lift, apăsați, unde mergem!
am spus să fac curățenie în sala de fitness. Dar eu nu vreau, eu vreau să fiu antrenor. Deși nu mă pricep nimic în asta. Ia asta. Eu trebuie să învăț aceste echipamente. Cum se folosesc? Ah, prima bandă de alergare. Acum am venit să lucrăm și la acest teren de joacă. Da, ne-au încredințat și pentru bebeluși, dar și pentru copii mai mari. Hai să începem de la cutiile cu jucării. Să le aranjăm la locul lor. Mami, eu mă duc la tinel. Ce, Matei, e curat acolo? Nu era nicio jucărie? La Lego am văzut ceva dezordine. Și gata? Asta e tot? Eu aranjez saltinele. Și aceasta? Super! Toate piesele Lego trebuie să fie la locul lor. Și aici? Eu credeam că e ceva mai tare. Matei, te joci, dar după aceea le pui la loc, bine? Da. Stai un pic. Stai un pic. Vai, ce confort fain! Te parcă am fi în muzeul iluziilor! Ia loc! Succes acolo! Așa, în bucătărie totul este pus la locul lui! Wow! Ce mi-a făcut dezordinea aceasta? Oh, farfurile la farfurii, cratițele la cratițe! Oh. Am uitat să-mi pun siguranța! Uai, cât de mulți copii deja au venit! Am uitat! Băi, este și zona pentru bebeluși! O responsabilitate dublă! Hai să vedem și acolo ce avem! Dar asta ce-i? Ce importanță are ce-i? Melissa, am lipsit doar 5 minute! Se vede că au fost aici bebelușii. Avem la dispoziție 10 minute să punem totul la locul lor. Hai! Hai, mami, mai rapid! Ce simplu! Asta cu un deget îi faci. S-au relaxat, au dormit, doar noi trebuie să strângem. Of, ce dezordine! Și cât de tilie e cum aici. Melissa, aici parcă a fost tsunami, au dărâmat și corturile. Da. Iată, comandete bun! E defect. Melissa, repede să schimbăm lenjerie în bătuțuri până nu au venit bebelușii. Așa. Mă duc la spălătorie. Toate saltierile! Mai sunt încă două! Simplu! Nu se oprească! Totul am dezinfectat și am spălat!
reușit în timp util. Ce urmează? I-am făcut ceapă de jene. Aici este dinozaur care mănâncă mâncare, aici e păs, pașărea și norii. Credeam că e cu mult mai simplu, dar nu e așa. Orice job necesită muncă, responsabilitate și multă răbdare. Melita, ține! Așa, ce trebuie să luăm? Șampon, săpon, toate seturile și din ăsta? Ok, am înțeles. Atenție! Nu ne-au încredințat apartamentul VIP! Așa ceva vă n-ați văzut niciodată și nicăieri! Ce-i asta? Ne-am descurcat foarte bine în spațiu și au zis că vor să ne testeze și aici. Melita, ce? E doar inovații! Și ce? O simplă saună? Ca și cea de jos? Da, doar niște butoane aici, ceva deosebit și atât. O simplă saună, ziceți? Da. Fiți atenți! Avem 4 programe. Tonic, Relax, Purify, Excite. Și dacă apieși? Ea știe ce temperatură, ce umiditate, ce muzică, ce nimic! Și ce arome să-ți dea în cabina ta. Și toate așa pendează una după alta. Wow, parcă este o capsulă din cosmos. Apropo de cosmos, vom merge și acolo. Dar aveți un pic răbdare să vă explic totul, că a trebuit să explicăm și clientului. Aici mai avem și duș. Mi-am pornit și gheața. Să fie răcoarei. Eu voi avea grijă de clienții cardiaci, pentru că și ei pot să facă saună. Este butonul special cu infraroșu. Gata, am pus programul tonic. Deja începe să se pornească căldură. Ce aromă era în interior. Atunci, pentru cardiaci, am pus programul Relax. Eu am pregătit scaunele de ceramică care se încălzesc. Aici va fi zona de relaxare a clienților VIP. Iar aici este o programă specială. Trebuie să le explic. Pentru concentrare și relaxare. Poți să asculti muzică, valurile mării, cum arde un foc, cum se rotește planeta Pământ, cum ești în cosmos. Dar nu vă faceți griji, nu e atât de complicat. Este o persoană care te ghidează în căști. Atunci ne descurcăm noi. Și după cum v-am promis, mergem în cosmos. Da. Așa, aici. Aici este apă. Și veți duce la fundul apei ca în capsulă, ca într-o rachetă adevărată. Și cum? Vor intra în somn adânc? Nu știu de somn, dar într-o relaxare și într-o experiență unică. Și ce e asta? Melissa, fii atentă. Asta este o membrană. Și te scufunzi, te îmbraci în ea ca un sac de dormit și te duci adânc. Dar ce ziceți voi ca să le testați? Cum poți să explici ceva clientului dacă tu nu știi singur? Încercăm să începem. Și pleci în cosmos? Da. Hai. Mircea, ne vedem peste 100 de mii de ani. Abia aștept să te văd. Hai. Mircea este un bebeluș învelit în plapă, mă. În cucă. Cum e Mircea aici? Îți este bine? Frică. Wow! Mircea! Parcă plutesc pe apă. Nu cred așa ceva, chiar ești pe apă. Wow, și ce cald este. E cald cât de grade are. Capul tău se duce adânc acolo. Pa, pa! Mircea, vezi, ține minte tot, pentru că trebuie să explicăm clienților ce simți. Wow, uite apa cum se mișcă și ce culori. Wow!
Parcă sunt în ceva foarte mare și mă duc la fund. Am vrut să zic, nici ar fi atent că te duci cu capul sub apă. Ce senzație! Deci aici e aproape, pe tine. Cât voi acolo ați stat, Melissa deja testează și ea capsula timpului. Cineva face masaj. Perfect. Și așa de cald. Parcă ești o sirienă, Melissa. Sau o fierne care se transformă într-un fluturaș. O mitie! Și gata! Haideți că trebuie să părăsim, pentru că deja avem clienții și trebuie să-i asigurăm și lor o experiență. Cât de trecut? Nu știu mie ce. Să zic abonații, cred că vreau 50 de mii, nu? Cum a fost? Nu pot să fie! Dar cum să fie, mamă? Așa, Melissa, tot ce ai învățat, tot ce ai acumulat, știință, experiență, asta vei folosi pentru clienții tăi. Ok? Bine. Perfect, deja s-a făcut. Deja avem clienții. Abur, mai rapid. Trebuie să vă arăt o cameră care încă noi nu am studiat-o. Pe aici. Aici avem la fel o capsulă, doar cu un program interactiv. Wow! Câștele alea care erau acolo! Da, și așa. Te relaxezi! Am înțeles. Să știm să le propunem clienților și așa ceva. Să vezi ce tipsuri primim! Hai! Mai este încă o cameră! Încă o capsulă interactivă! Wow! Avem de muncit bineșor aici în hotel. Unii clienți vor avea și muzică în căști. Ia să vedem, Matei. Se aude? Muzica. Îți place? Cum e acolo? Super! Vai! Tu deja plutești la suprafața capsulei. Deci, vom avea clienți relaxați. Închide ochii și dormi. Wow! Ia ascultați și voi! Gata! Cu vila aceasta am terminat curățenia. Hai mai departe! Aici este. Astăzi este o cină de gală, iar noi trebuie să reușim în termen să pregătim toate bucatele. Uf, ce emoții am! Cred că fac bine. Și la fiecare farfurie trebuie să punem tacâmuri. Și acolo! Mami, ai pus peste tot, da? Bravo! Ai câte bucate gustoase! Wow! Bucate ca la noi? Nu găsești nicăieri! Iar aici deserturile pe care le pregătim doar la noi în hotel! Torturile! Am uitat de torturi! Am pregătit diferite feluri de deserturi pentru fiecare gust! Așa, toate sunt aranjate, pregătite. Ceva parcă a uitat. Așa, mâncare pentru bebeluș este aici, laptele aici. Să aducem și pireurile cu carne și legume. Gata! Deși suntem foarte obosiți, suntem și foarte bucuroși! Pentru că suntem angajați! De mâine începem să muncim aici! Intensiv! La Rina del Mar și la Miramar! Deci, haideți să ne odihnim și începem un nou sezon! Dar să nu uităm că pe 12 până pe 19 iunie ne întâlnim aici! La Rina del Mar! Rezervați! Codul! Și codul Mirimi! De reducere!